s am promis că o să pornesc astăzi dimineață cu explicarea câtorva lucrări din Galeria Ieța și m-am oprit prima dată la această lucrare care este acum în geam și care este pe acest fundal foarte frumos. Și asta nu pentru că e frumos amplasată, ci pentru că lucrarea aceasta povestește un pic mai mult decât despre ea însă și de aceea am și ales-o. Lucrarea se cheamă Familie și a fost expusă prima oară în 1984, 1984 la Într-o foarte mare expoziție pe care Peter a avut-o acolo, la Galeria Baukunst. Se cheamă Familie pentru că Uite, cum vezi și tu, are această, acest element, care este al treilea element, dacă ne uităm la cele două elemente principale, în care unul este mai jos și unul este mai sus, feminitatea și masculinitatea unui cuplu care formează familia, a adăugat la un moment dat acest mic element, care este elementul al treilea, pentru că acest element însă n-a fost apărut de la început. Există o primă variantă de expunere, aceea din 84 a lucrării, care nu avea acest element. Elementul a fost adăugat ulterior, pentru că în viața artistului a apărut un element de uh, biografie care a fost foarte important pentru el și asta s-a întâmplat în 87, când s-a născut Andrei, uh, băiatul nostru, băiatului Petărieța. Până atunci, însă, această lucrare vorbește foarte simplu. E o lucrare abstractă, suficient de abstractă, în care ideea de cuplu și de îmbrățișare este sugerată prin mișcarea celor două brațe și prin ușoară intervenție asupra capului celor două personaje. Dar nu pentru acest, această frumusețe a ei personală am ales lucrarea, ci pentru că ea vorbește despre un proces care a fost foarte specific lui Peter și de aceea astăzi încerc să să ilustrez acest proces prin câteva lucrări. Lucrarea exista, preexista aceste expuneri din 84 și a apăruse prima oară în creația lui Peter în anul a, 10 ani mai înainte, în 74 sub o formă total diferită și sper să se poată vedea aici. E o mică, un mic, o mică machetă care uh, era macheta uh, făcută pentru o lucrare monumentală, deci era un fel de cadru al unei lucrări monumentale care se îl viza pe Traian Vuia. Petra a participat la un concurs pentru. Uh, Monumentului Traian Vuia și a făcut mai multe variante din, acestă, din această compoziție, una dintre ele având ca fundal aceste uh, elemente arhitecturale. Dacă uh, vom vedea cu atenție, însă, ceea ce în 74 erau niște elemente arhitecturale, 10 ani mai târziu, Peter a venit și le-a întors. Într-un mod foarte simplu, și-a dat seama că, că această. Uh, Deschiderea brațelor pe care le avea lucrarea îi permit să îi dea altă expresie. Și acest proces, prin care, pentru Peter, elemente formale, elemente de, de, formă, de, de formă a, a sculturii, de așezarea volumului în spațiu, aveau o altă semnificație în funcție de felul în care ele erau inserate în spațiu l-a însoțit foarte multă vreme în creația sa și am uh, ales în mod aleatoriu câteva asemenea exemple. Ca să pornesc cu începutul, uh, există la uh, Muzeul de Artă Contemporană din Galați o lucrare de lemn care se cheamă icar și care este o, o bucată basivă de lemn într-o poziție anume care... Uh, Câțiva ani mai târziu, a luat alte forme de, de expresie, fie punând acea lucrare verticală. Icarul era simbolul acela al înălțării și al um, eșuării acestei aspirații de înălțare. Pentru Peter, forma aceea pe care a găsit-o într-un lemn a, a avut trei succesive elaborări, care elaborări au însemnat pentru el. Formele de Icar 1, Icar 2, Icar 3, cea de-a treia variantă, ajungând la Bienala de la Veneția în 78, ca o formă uh, verticală uh, în poziție inversă față de cea pe care uh, o analizase, de fapt, inițial. Și atunci, uh, ideea este că Peter lua formele din jurul său, le analiza și uneori le destructura pentru ca să le așeze într-o altă variantă structurală, să le așeze altfel. aceleași lucru aș putea să-l să exemplific tot cu fotografii, pentru că ni se, imaginea ta ne permite să ne jucăm și cu fotografiile. Aici sunt, sunt niște forme care le-aș putea integra într-o tematică a mulțimii. Peter a fost preocupat de această tematică a mulțimii și o sugera această multitudine de personaje, o, o sugera prin figuri verticale care se, se așezau unele lângă altele, sugerând această forță pe care multiplicarea umană o dădea. Această verticalitate care sugerează forță, energie, această putere care se adună împreună, în momentul în care însă a avut-o în mână și s-a mișcat cu ea în mână, a văzut că poate avea și o altă expresie în momentul în care lucrarea este culcată. Și de la această mulțime, care era o lucrare de un anumit dinamism, ajungem la această variantă pe care o uh, selectează mai târziu în creația sa și o, uh, și o creează independent, de respectiv o, o individualizează și o autonomizează în creația sa, care este această lucrare, se, se numește plutire, în care aceleași elemente uh, multiple, în momentul în care sunt uh, dispuse orizontal, uh, creează o cu totul altă uh, emoție și induc starea aceasta de visare, de plutire, de uh, reverie, pe care orizontala, asemănătoare cu mișcarea valurilor sau cu mișcarea uh, mării sau apei în general, o poate induce. Uh, un exemplu la fel de spectaculos, aș spune, îl privește o, o altă succesiune a, crea a unei lucrări care a avut mai multe variante. Pornită inițial de la o apropiere între două personaje. Această temă este recurentă a, a cuplului, a personajelor care se apropie, este recurentă în creația lui Peter și merge până târziu, până la sfârșitul uh, creației sale. Uneori este lăsată în plan secund, alteori apare în prim plan, în funcție de uh, impulsurile și de stările pe care uh, le traversa artistul. Dar această compoziție, care în acest moment este o compoziție a două personaje așezate, în care elementul de bază este mai stabil, picioarele sunt bine înfipte în pământ și partea de sus are momentul de punctul de contiguitate prin atingerea brațelor. La un moment dat, Peter a întors-o și. Lucrarea care s-a născut astfel are un alt punct de greutate. Are un punct de greutate care se centrează spre zona dinăuntru. Uite că în, în, în acele brațe care se ating, devin un spațiu, în spațiu interior, devin în, punctul central al unui gol care este străjuit de în, o formă închisă și. În, lucrarea și capătă o cu totul altă semnificație și o altă emoție. Căutările acestea succesive erau proprii lui Peter și uh, ele au dus la uh, variante multiple care uh, toate aceste variante sunt cuprinse în ceea ce am lucrat în anul uh, 2000 împreună cu Peter în uh, acest uh, album care cuprinde uh, catalogul integral al lucrărilor sale și în care lucrările sunt, uh, sunt numerotate, catalogate și se face referirea la lucrarea uh, în discuție, se face referire și la variantele succesive pe care lucrarea respectivă le-a adus. Până când Peter selecta forma care îi convenea și care considera că este cea mai uh, cuprinzătoare pentru ideea pe care el o transpunea în uh, lucrare. Forma care a rămas ca formă definitivă este această apropiere pe care, uh, care este una dintre lucrările. Reprezentative ale lui Peter, și care, pe care a reluat-o și în variantă mai mică, ajungând un fel de, de semn, simbol al comunicării, pentru că presupune acest, acest cerc între două entități care le apropie și le ține împreună. Într-un fel de cerc al comunicării. Multă vreme, lucrarea a fost uh, un fel de, de uh, simbol, de trofeu al uh, unei, uh, unei manifestări care, se, care viza comunicarea. Forma în care uh, acest joc al uh, sensului pe care dispunerea în spațiu uh, îl impune. Acest joc a, și-a găsit apogeul, și, ca formă de expresie, și-a găsit expresia cea mai concludentă în momentul în care Peter a conceput altarul bisericii de la Sfântul Gheorghe. Este vorba de o biserică romano-catolică în care, care este, are drept patron pe Sfântul Gellert în Maghiară. Sfântul Gerard era un, un episcop episcopul de Cenad care a catolicizat zona aceasta a Banatului și care este patronul bisericii de la Sfântul Gheorghe pe care Peter a, a, a împodobit-o cu altarul, și care, și care mai avea, va avea și drumul crucii, de care o să ne ocupăm poate altă dată. Această legendă a Sfântului Gerar, a Sfântului Gellert, care este în biserica de la Sfântul Gheorghe, spune că episcopul, atunci, în încercarea sa de, de a propovădui credința cristică, a fost pedepsit și a fost aruncat la vale de pe un deal. Așadar, era vorba despre căderea fizică, căderea umană, această pedeapsă pe care uh, Gellert a uh, primit-o și uh, care este urmată imediat asemenea modelului cristic de înălțare, prin înălțarea și sanctificarea uh, lui Gellert ca sfântul gellert al cenadului, ca Saint gellert al cenadului. Formal, Peter a rezolvat această problemă făcând uh, o figură umană foarte stilizată, aceeași figură umană pe care a pus-o într-o compoziție descendentă și ascendentă în etapa imediat următoare, în faza imediat următoare. Modul acesta de a se juca cu semnificația pe care așezarea, dispunerea în spațiu a formei sculturale o are, l-a însoțit întreaga viață și în altarul de la Sfântul Gheorghe. Acest lucru se vede aproape, aproape didactic pentru că coborârea este urmată de înălțare, asemeni întregului model cristic în care căderea și sacrificiul uman într-un plan inferior, acela al coborârii, este urmată de idealizarea și de sanctificarea și de transferul într-un într alt spațiu spiritual. Aceasta este mica poveste a a lucrării de la care noi am pornit, pentru că ea vorbește nu numai despre sine ca obiect, ci vorbește despre un întreg proces de creație prin care um, sculptorul a, a folosit datul pe care l-a avut în jurul său pentru a-l transfera și pentru a-l folosi în sculptură în mod semnificativ.